Experții Senatului științific al fundației Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României au mers în localitățile în care trăiesc foarte mulți români care au depășit vârsta de 85 de ani pentru a afla secretul longevității. Una dintre aceste comune este Pardoș, din județul Buzău. Acolo, o echipă multidisciplinară formată din medici, însoțiți de un psiholog, antropolog și sociolog, desfășoară cea de-a doua etapă a proiectului Harta longevității. Echipa multidisciplinară a ajuns și în comuna Buzoiana Pardoș, acolo unde mai bine de 10% din populație are peste 85 de ani. Aici a fost recoltate analize de sânge pentru determinarea indicatorilor de longevitate. Asta urmărim cu efectuarea acestor analize, să vedem care este numitorul comun de ce oamenii aceștia au ajuns la această vârstă. În plus, efectuăm și un test de genetică pentru vârsta biologică care ne arată intoleranțe alimentare. Care este vârsta biologică vis-a-vis -vis de vârsta cronologică a lor? Cei mai mulți locuitori din Pardoș trăiesc mult peste media de țară, asta și pentru că au avut și încă păstrează un stil de viață total diferit de cel pe care îl știm noi astăzi. Am fost munciți dar și hrăniți. În timpul acesta am avut vacă cu lapte, am avut o în curte, păsări și grădină, spune o localnică. Secretul longevității pare să stea într-o viață trăită într-o zonă liniștită, departe de agitația marilor orașe, iar poate cel mai important aspect este alimentația. Oamenii de aici consumă în foarte mare măsură doar produse din gospodăria proprie și muncesc cât este ziua de lungă. Fac asta chiar dacă au ajuns la o vârstă înaintată. Proiectul Harta Longevității în România a derulat la nivel național ne aduce mai aproape de secretele unei vieți lungi, din poveștile de viață ale celor mai longevi români, dar și din analizele genetice efectuate, experții descoperă lecții prețioase despre cum putem îmbunătăți calitatea vieții și susține o îmbătrânire activă și sănătoasă pentru toți. Rezultatele preliminare ale proiectului de cercetare vor fi prezentate pe 9 octombrie, relatează observatornews.ro.